Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, sesiunea 2020. În urma rezultatelor centralizate, la nivelul județului călăraș, procentul notelor peste 7 obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 47,45%, mai mare comparativ cu anul 2019, când rata de promovabilitate a fost de 32%. 121 de candidați au obținut note între 7 și 9,99%. La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 290 de candidați din totalul celor 321 de candidați înscriși. În centrele de evaluare au fost notate 254 de lucrări, întrucât 35 de candidați s-au retras din concurs din motive personale în conformitate cu prevederile metodologiei, iar o lucrare a fost anulată din motive legate de nerespectarea metodologiei. Din promoția curentă, 47,72% dintre candidați au obținut note peste 7. Contestațiile au putut fi depuse în zilele de 4 și 5 august, iar rezultatele finale vor fi afișate la sediul Inspectoratului Școlar Județean și online în data de 11 august. Pentru angajare pe perioadă nedeterminată, titularizare, candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajare pe perioadă determinată, suplinitori, minimum nota 5. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioada nedeterminată în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau online organizate de către Inspectoratul Școlar în intervalul 12-14 august.